Cartofi copți cu mozzarella, gătim cu căsuța mea din produse lactate naturale de calitate. Adăugăm 1 kg de cartofi într-o tavă. Stropim cu 2 linguri de ulei. Condimentăm pe gust cu sare, piper negru și poia de ardei dulce. Amestecați și coaceți cartofii la temperatura 200 grade Celsius 50 de minute sau până când devin aurii. Faceți câte o tăietură în fiecare cartof și deschidem ușor centru. Întoarcem cartofii la cuptor pentru 10 minute. Scoatem cartofii de la cuptor și adăugăm în fiecare mozzarella răzuită. Întoarcem cartofii la cuptor pentru 1 minut. Presărăm cu verdeață și savurăm cu plăcere, iar noi vă mulțumim pentru vizionare. Poftă bună!